Fedele prelungește până la Mesa Coli. Să-l vedem pe paraguayan, în fața sa este Nedelcu. Fedele! Fedele! Și să remarcăm, Ionuț, al doilea gol și în același timp e Martic acolo. Da. Al doilea gol și în același timp a doua reușită din afara careului mare. Contează asta pentru că sunt puțini jucători care trag foarte bine de la distanță, cum o face Mateo Fedele. Iată, interesant și modul în care a pendulat înainte să lovească balonul Fedele. Șut perfect al elvețianului, 2-1 pentru Craiova, care reușește să întoarcă rezultatul. O pendulare